Vrei să-ți iei o casă, dar ai o frică mare de tot, care ne apasă pe toți. Elefantul din cameră e mare, mare de tot. Corneliu, ce fac? Ce fac dacă îmi pierd jobul? Este o temere justificată pe care o întâlnesc foarte des. Sunt mai multe soluții la această problemă. Putem să enumerăm aici asigurarea pentru șomaj. Există o formă de asigurare pe care poți să o plătești lunar, care face ca în momentul în care tu ai intrat în șomaj, nu din cauza ta, asiguratorul să-ți plătească o anumită perioadă de timp rata, în așa fel încât viața ta să nu se schimbe semnificativ. Uh-huh. O altă soluție este fondul de economii de 3-6 luni pe care tu ar trebui să l-ai pus deoparte. O altă soluție înseamnă venituri din surse multiple, în așa fel încât dacă a secat un izvor de bani, să nu sece toate izvoarele de bani. Uh-huh. Și, evident, se pune problema de unde vin banii. Și banii vin întotdeauna de la alți oameni. Atâta vreme cât tu reușești să te adaptezi și să oferi celorlalți lucruri de valoare, nu o să rămâi fără job. Am înțeles. Și cu creditul, lună de lună, în cazul în care eu îmi pierd jobul? În cazul în care tu îți pierzi jobul, renunți la locuința ta închiriată? Nu știu. Dacă renunți la locuința ta... Ilona! Stai să văd dacă e acasă. O întrebare din partea domnului Corneliu, consultant financiar. Da. Dacă îți pierzi jobul, renunți la... La tine, da, renunți. Nu la... Renunți la chirie? Nu. Păi și din ce plătești? Din alt job. Bravo, hai, mersi frumos. Bun, deci așa. Dar asta înseamnă automat, mă gândesc că dacă îmi pierd jobul, eu îmi pierd casa. Nu este obligatoriu. Ideea este că în momentul în care tu îți dai seama că s-ar putea să ai dificultăți din punct de vedere financiar, ar trebui să mergi să vorbești cu banca, să spui, uite, eu estimez că peste 30 de zile nu o să pot să îmi plătesc rata, ca urmare hai să vorbim despre asta. Și există diverse soluții. Există fie o perioadă de grație, asta înseamnă că ți se dă timp, o lună, două, trei, în care tu să poți să-ți găsești un alt job, sau o rată mai mică, de asemenea poți să mergi să împrumuți și de la prieteni, există și varianta asta. Totul este să nu negi problema. Sunt oameni care neagă problema și așteaptă întâi să vină rata după ce au întârziat. În ce sens neagă? Adică, nu s-au pierdut jobul? Nu, păi nu, evident nu. Că și l-au pierdut. E evident că și l-au pierdut, dar poate au speranța că stai că o să vină un alt job în curând. Aha. Nu fac lucrurile pe care trebuie să le fac. Nu gen, fac mă duc și mă înregistrez la JOFM, în așa fel încât să primesc ajutor de șomaj și poate nici nu încep să depună CV-uri pe aici, pe acolo, în așa fel încât să poată să capete un alt job. Dar concret, ce fac eu să mă asigur că voi putea merge cu ratele, cu tot traiul meu mai departe în cazul în care îmi pierd jobul? Păi, deja avem cel puțin două soluții care sunt extraordinar de concrete. Una, să ai fond de economie pe 6 luni și asta înseamnă că tu poți să trăiești 6 luni indiferent de ce ți se întâmplă ție sau jobului tău. Uh-huh. Și a doua este asigurarea de șomaj, care înseamnă că după o perioadă asiguratorul tău începe să îți plătească pentru o perioadă rata la bancă. În așa fel încât să nu întârzi și să nu ajungi în pericol de executare silită. Vezi, de-aia ești tu consultant financiar și eu actor, pentru că nu m-ar fi dus practic capul la asemenea, care sunt două soluții destul de la îndemână și practice și uite, nu mi-aș fi dat seama că ele există. Cunoașterea disipă frica. Cunoașterea disipă frica. Foarte frumos spus. Cunoașterea disipă frica. Da, s-a făcut mai mic elefantul. S-a făcut mai mic și nu mai pare așa un capăt de țară și nu mai pare așa o dramă. Acum, pe datele astea pe care le-am primit de la tine, pare chiar rezolvabilă problema. Nici nu ar trebui să fie o dramă. Suntem într-o permanentă schimbare și presupun că fiecare dintre noi vrea să devină din ce în ce mai bun pe ce face și își dorește mai mult. Și dacă își dorește mai mult, înseamnă că tendința și pornirea naturală o să fie ce am eu de făcut, în așa fel încât să câștig mai mulți bani, în așa fel încât să fie mai bine mie și familiei mele, în loc să zic, ok, lumea rămâne încremenită, am pierdut un job, s-a terminat planeta. Nu s-a terminat planeta, înseamnă că
se deschid o grămadă de noi oportunități, o grămadă de noi lucruri. Da, rețin așa, rețin de aici, din ce am vorbit cu tine, rețin că poate n-ar trebui să am o singură sursă de venit, ar trebui să mă împart mai multe ca atunci când seacă una să-mi reună celelalte. Uh-huh. Mă asigur pe 6 luni și știu că există această variantă ca 6 luni să... Și imediat nu neg problema, ea există, da, mi-am pierdut jobul, dar încerc să aplic și să caut un alt job în timpul ăsta. Să caut un alt job, să mă duc la bancă să vorbesc cu banca. Eventual, există și opțiunea în care să mă mut la e-mail sau cu un prieten și să închiriez apartamentul pe care l-am, în așa fel încât să pot să acopăr cheltuielile cu apartamentul. Când l-am închiriat, nu mai am cheltuieli cu întreținerea, nu mai am cheltuieli cu lumina și restul. Aici trebuie să mă asigur eu. Ilona, nu te muți la mine când pierzi jobul. Dar tu nici n-ai job. Hai, mai vorbesc cu tine degeaba. Hai. Ea nici n-are job. Mă rog, ăsta, dar chiar nu mai are job acum. Acum chiar n-ai job, Ilona. N-am vrut să fiu rău, dar chiar nu... Unde joci? La tine acasă. La tine acasă. Da. Mulțumim frumos. Hai că nu mai am răbdare. Uite, vezi? Chiar îmi pare rău că nu ne mai putem vedea. Sincer. Dacă îmi pierd jobul. Dacă îmi pierd jobul. E o frică mare. Faci tu pe mine? Îmi pierd jobul? Să-mi găsesc altul. Ah, ce bine.